Banii ăștia sunt ai mei. Scrie și pe ei. Am rugat un prieten să mă filmeze pe stradă, pe ascuns, în timp ce eu o să testez dacă oamenii sunt dispuși să mintă pentru 100 de lei. O să mă comport ca și cum le-a căzut bagnota asta și vreau să văd dacă ei sunt dispuși să o ia și să susțină că este a lor. Auziți, auziți? Credeți că vă căzut banii? Ai dumneavoastră să nu? Vă lipsesc? Verificați dacă vă lipsesc. Din de aici am căzut, că am schimbat acolo. Da? Sunt ai dumneavoastră? Eu sunt Vlad, încântat. Vă rog să citiți ce scrie pe bagnotă. Eu ce mi-a pus? A, acum nu. Vă știu și eu asta. Aha. Auziți? Auziți? Vedeți că v-au căzut banii. Ia sper. Verificați-vă dacă vă lipsesc. Dați-mi voie să vă lipsesc? Da, da, da. Știți, pe mine mă cheamă Vlad. Dați-mi voie să... Vă rog să citiți ce scrie pe bagnotă. A, nu știu dacă sunt ai mei. Păi și atunci ce ați zis că sunt ai dumneavoastră? Din greșeală, nu? Din greșeală? Din greșeală, mă. Auziți, auziți? Vedeți că v-au căzut banii, domnul? Nu știu, cui au căzut? Nu au căzut? Ia vezi, ai calitate? Da. Da? Vă lipsesc? Verificați dacă vă lipsesc, da? Mersi. Auziți? Eu mă numesc Vlad. Îmi pare bine. Citiți ce scrie pe bagnotă. Nu știu, e țeapă. Nu, este o bagnotă reală, numai că scrie pe ea banii lui Vlad. Asta este bagnota mea. De ce ați zis că ea dumneavoastră dacă nu era? Auziți? Vedeți că v-au căzut banii. Ah, mersi mult. Sănătate mult. Ia-ți, verificați-vă, vă i-ați pierdut. Verificați-vă dacă stai dumneavoastră. Gata. Mersi mult. Ia aveți un minus? Poftiți. Zic, verificați-vă dacă i-ați pierdut, că poate nu stai dumneavoastră. Sunt ai dumneavoastră? Deci un om bun. Stați o secundă. Eu sunt Vlad. Da. Vă rog să citiți ce scrie pe bagnotă. Eta? Scrie banii lui Vlad, sunt banii mei. Păi și atunci de ce ați zis că stai dumneavoastră dacă... Dacă îmi puși, nu poți să fii, e bine că faci așa. E bine că faci așa. Am înțeles, vrea să ne luați banii așa, să luați banii așa, pur și simplu. Fără să iei, nu. Că v-au căzut banii. Verificați dacă vă lipsesc. De la mine. Vă lipsesc? Da, de la mine. Da? Da. Da? Eu sunt Vlad, încântat. Să trești. Citiți ce scrie pe bagnotă. Nu sunt ai noștri. Brusc nu mai sunt aici dumneavoastră? Când își dau seama ce îi lovește, brusc nu mai sunt banii lor. Auzi, vezi că ți-au căzut banii, vezi că ți-au căzut banii. Verifică-te dacă îți lipsesc. Sunt ai tăi? Stai, sunt ai tăi? Verifică-te dacă îți lipsesc. Da, da, îmi lipsesc, am un milion la mine. Ia stai, eu sunt Vlad. Citește-te rog ce scrie pe bagnotă. Vrei să iei așa, chiar dacă nu erau ai tăi, nu? Da, Uite, avem și o cameră acolo. Se pare că asta este lumea în care trăim. Ba nu! Noi oamenii suntem foarte ușor de influențat prin media care ne arată doar ce vrea. Așa a fost și de data asta, pentru că v-am arătat niște clipuri în care niște oameni se comportă mizerabil și am tras o concluzie. Ce nu știți de fapt este că nouă ne-a luat 2 zile de filmări ca să găsim acei oameni pe care să vi-i arătăm. Asta pentru că majoritatea oamenilor se comportau de fapt așa. Scuze-mă, s-au căzut banii. Nu stai mai. Nu? N-am avut o verdie de 1 milion. Da? Bine. Succes. Scuzați, ăștia s-ai voștri? Dacă au căzut. Verificați dacă vă lipsesc. Erau aici, n-am văzut căzând. Erau, m-am gândit că voi. Păi nu cred. Nu sunt? Nu. Nu sunt. Bine. Bucură-te tu de ei. Ăștia s-ai tăi? Băi, nu sunt ai mei. Nu sunt ai mei, înseamnă că sunt alții. Nu? Nu, i-am văzut căzând, dar erau aici și m-am gândit. Deci poate ei sunt mai căscați un pic mai. Domnii de acolo, ăștia s-ai voștri? Nu? Sigur? Nu. Nu? Erau aici, nu. Norocul tău. Mulțumesc. A dumneavoastră? Nu, mulțumim, dar nu. Nu sunt? Nu? Ce asta e dumneavoastră? Nu? Nu au căzut? Stai tăi? Ai pierdut tu? Stai mei, nu? Nu stai tăi? Nu. Ce asta e dumneavoastră? Nu?
Asta e dumneavoastră? Nu, asta e dumneavoastră? Da? Bine, mulțumesc. Așa că trebuie să avem mare grijă cum ne formăm părerile, pentru că nu întotdeauna tot ce ni se arată este tot.